26 de familii din Constanța trăiesc în fiecare zi cu groază că apartamentele lor ar putea să se prăbușească. Blocul în care locuiesc este în pericol să o ia la vale după ce un dezvoltator imobiliar a săpat la baza lui ca să construiască un alt imobil. Săpăturile au produs deja alunecări de teren care au prăbușit o parcare și un gard de beton cu tot cu fundație. În bloc au apărut deja primele crăpături, iar pompierii le-au spus oamenilor că ar putea să fie evacuați. Nu mai stați acolo că însă mai surpă încă. Aceste imagini au fost filmate pe strada Ionel Teodoreanu din cartierul Palazul Mare. Excavatoarele sapă aici de o săptămână pentru a face loc unui bloc de locuințe care va fi lipit de cel deja existent. Cu fiecare cupă de pământ scoasă de utilajele grele, pericolul devine și mai mare pentru blocurile deja construite în jur. Locatarii acestor blocuri sunt disperați. S-a săpat până s-a ajuns la fundația noastră și chiar dacă s-a ajuns la fundația noastră, s-a continuat cu săpăturile. Adică se simțeam în apartamente. Ieri pământul a cedat și a luat-o la vale. Eram acasă, când a fost acea alunecare de teren, s-a auzit un zgomot, s-a simțit și o vibrație la nivelul blocului, că a fost chiar prima care a coborât și am anunțat și vecinii de ceea ce s-a întâmplat. Parcarea dintre blocuri, care este betonată și îngrădită, a fost prima care a căzut. Gardul este acum pe fundul gropii, cu tot cu bucățile mari de beton desprinse din fundație. Apoi au apărut crăpături în interiorul blocurilor. Cea mai mare dintre ele are 2 metri. S-a pus problema de evacuare, inclusiv aseară. Cei de la pompieri ne-au spus că se gândesc iau în considerare acest lucru. Până la urmă ne-au spus că să rămânem în case și să vedem ce se mai întâmplă. Experții chemați de locatari care nu mai știu încotro să o apuce spun că dezvoltatorul a încălcat legea cu bună știință. În mod normal, n-are voie să construiască, cum e legea acum, la mai puțin de 60 de centimetri de hotar. Limita de hotar trebuia sprijinită cu o incintă de piloți forați, care să susțină malul și fundația și perna clădirii vecine. Este o lucrare care nu respectă niciun fel de regulă a tehnologiei de execuție. Este o lucrare făcută anapoda. Administrația locală spune că lucrările la noua construcție se fac cu autorizație emisă în anul 2022 pentru un imobil care va avea demisol, parter și 3 etaje. Polițiștii locali de la Serviciul Disciplina în Construcții au mers la fața locului, efectuează verificări în continuare, dar așteaptă răspunsul Inspectoratului de Stat în Construcții, instituția abilitată să exercite controlul de stat în domeniul construcțiilor. În funcție de rezultatul expertizei cu privire la lucrarea de săpătură, polițiștii locali vor dispune, dacă este cazul, măsurile corespunzătoare. Lucrările la noul imobil, care pun acum în pericol blocurile vecine, au început pe 1 noiembrie anul trecut și trebuie finalizate în 36 de luni, conform primăriei Constanța.